Sunt sigur că toți sau majoritatea cunosc de situația telefonilor Huawei și serviciilor Google, mai ales cei care și-au procurat deja un telefon Huawei. Dacă ai un telefon de la Huawei și te-ai gândit să-i faci un retur sau să treci la alt model, în niciun caz, pentru că astăzi am să-ți arăt cum să bagi toate serviciile Google pe orice telefon Huawei. Dacă o să urmezi toți pașii simple de care îți povestesc, până la finele acestui video o să ai inclusiv și Play Market-ul și toate aplicațiile din el, ca și în cazul meu, inclusiv și cele din Moldova. Hai să arăt cum, o să-ți ia foarte puțin timp. În primul rând, acesta e un Android. Aici mereu există ieșire din situație, indiferent cât de gravă nu ar fi ea. Și pentru tine am 3 soluții. Și prima soluție e magazinul App Gallery chiar de la Huawei, care atunci când a apărut se avea cam puține aplicații, însă acum se vede că băieții lucrează la acest capitol și ai o grămadă de jocuri și aplicații. Chiar și atunci când nu o găsești, îți dă un link extern de unde o poți instala, site-ul APK Pure. De exemplu, aplicația Acubatre. Nu este aici, dar îmi dă un link extern de la acest site. Doar descarc fișierul APK, instalezi și atât, e simplu. A doua soluție este magazinul AppDoid. Aici la fel găsești majoritatea aplicațiilor de messengere, jocuri, chiar și cele care sunt preconizate pentru Moldova, de exemplu web banking de la Victoria Bank, care o poți găsi aici cu tot cu actualizări, la fel o variantă destul de bună. Însă pentru cei care vor totul, am lăsat cei mai interesant la final, aplicația care îți oferă toate serviciile Google. Pur și simplu le adaugi prin aplicația G-Space. Aceasta înlocuiește modelul telefonului tău când intri în Play Market și Huawei-ul tău este văzut ca un alt model Huawei, doar că de generație care are și Google Service-uri. Aplicația G-Space o poți descărca direct din App Gallery sau de pe canalul meu de Telegram atașat în profil. Din start îți spun că cea de pe Telegram e mai reușită. În primul rând, e invizibilă pe ecranul principal. În al doilea, nu are publicitate. Și al treilea punct, atunci când faci shortcut la aplicații pe ecranul principal, acestea arată ca aplicații standarde și nu are emblema de la G-Space. Despre acest punct îți povestesc un pic mai târziu. Poți să instalezi aplicația de internet din App Gallery sau mai comod de pe canalul meu de Telegram și pui parola care o să fie atașată. Aștept să se încarce totul și poftim. Aici sunt toate aplicațiile de la Google, care atunci când apeși te aruncă în magazinul Play să le descarci de acolo. De aici poți descarca YouTube-ul, pe când mai degrabă ți-aș recomanda să-ți descarci YouTube Vanset, care e mult mai reușit și care personal îl folosesc de vreo 3 ani. Și hai să-ți povestesc care sunt prioritățile acestuia. 1. Nu ai publicitate. 2. Poți să privești video și să asculti muzică cu ecranul închis. Al treilea punct e că poți să privești video într-o fereastră mai mică în timp ce îți faci alte chestii prin telefon. Și al patrulea punct, cel mai important, e că aplicația YouTube Vanset funcționează fără serviciile Google. La instalare are un buton aparte pentru dispozitivele Huawei, apăsând pe el te loghezi, nicio problemă nu apare. Dar să trecem la aplicația G-Space. După ce descarci YouTube-ul și restul aplicațiilor de la Google, îți poți lăsa o aplicație care nu o vei folosi pentru a intra în Play Market, fiindcă nu are iconiță aici. Eu mi-am lăsat aceste iar. Cu ajutorul acestuia pot intra în Play Market pentru a descărca orice aplicație ca pe un telefon standard, chiar și aplicațiile de banking de la orice bancă. Poftim Holdingcom Bank, Victoria Bank, Moldova Growing Bank, mai departe My Orange, My Molcel, 3D9. Mai în scurt ai magazinul Play și poți să alegi ce dorești și nu ești limitat sub nicio formă. Și sunt sigur că o să apară o întrebare. Aplicațiile nu apar pe ecranul principal, ci se salvează și rulează în aplicația G-Space. Și de fiecare dată trebuie să intru în aplicația G-Space pentru a porni aplicația dorită? Nu. Pentru aceasta este o comandă ideală. Apeși pe aplicația dorită, alegi shortcut și ea apare pe ecranul principal. Astfel ai aplicația la îndemână și nu trebuie să intri în G-Space. Apropo, pe acesta l-am ascuns într-o mapă aparte și nu ai dacă telefonului tău Huawei i-ar lipsi ceva. Ai totul. Uite, cam aceasta a fost informația despre care am vrut să-ți povestesc în acest video. Dacă ai un telefon Huawei, magazinul lui de bază îți oferă acces la majoritatea aplicațiilor de care poți să ai nevoie, dar dacă ai nevoie de mai mult, îți instalezi aplicația G-Space de pe canalul meu de Telegram sau din magazinul App Gallery și îți iei restul aplicațiilor în mod standard. Și nu uita să te abonezi la canal, să-mi dai un like, să scrii în comentarii dacă te-a ajutat această soluție sau poate cunoști o altă. Pe curând!